Cosmin Popescu este unul dintre cei mai apreciați politicieni din județul Gorj, motiv pentru care primarii democrată-liberali speră ca deputatul actualmente independent să candideze tot din partea PDL. Cosmin Popescu este singurul om politic care a fost ales în colegiu și care și-a făcut treaba. Asta vă pot spune. Cosmin Popescu este un reprezentant al Partidului Democrat-Liberal și va rămâne tot un reprezentant al Partidului Democrat-Liberal. Dacă va alege altă formațiune politică, l-ați urma? Încă nu vreau să spun așa ceva, pentru că nu e normal să mă apuc acum de discuții de acestea, dar eu sunt unul care sunt pentru Cosmin Popescu. Alți primari sunt chiar dispuși să-l urmeze pe deputat la un alt partid politic dacă acesta se va hotărâ să facă pasul. Dacă ar părăsi PDL-ul, l-ați urma la alt partid? Cred că da. Deci ați plecat cu dumnealui la alt partid? Cred că da.